Dumnezeu să o ierte și să o liniască. Și un suc, aici în dreapta, vă rog frumos, acolo unde-s mesele. Sunteți invitați acolo să serviți pe o felie de cozonac. Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos al Vinos, cu moartea premoarte cărând și celor din Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Dremăritori Creștini, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ne-am adunat noi astăzi lângă mormântul roabei lui Dumnezeu, Valeria, sora noastră în Hristos. Să poposim aici un ceas bun, să veghem și să ne amintim de personalitatea ei, de faptele ei și de isprăvile ei. Să ne amintim de anii pe care i-am petrecut împreună. Am privit în ochii ei și am auzit glasul ei frumos. Și acest lucru place lui Dumnezeu și place și răposatei, care este vie pe celălalt tărâm, chiar dacă trupul ei s-a unit cu țărâna și se descompune în această groapă, așteptând capătul istoriei și glasul trâmbiței celei de-apoi, ca să se ridice din țărâna morții ca pasărea Fionix, din propria ei cenușe să se reunească cu Duhul și să trăiască în întregimea persoanei creată după chipul lui Dumnezeu în veșnicia nesfârșită. Să ne gândim acum ce am putea noi să ne amintim despre Valeria, sora noastră în Hristos, și despre viețuirea ei printre noi. În primul rând, ea ne-a impresionat cu omenia, dând dovadă de multă bunăcuvință, de așezare românească sănătoasă și de simțul măsurii, încât privind-o, înțelegea mai bine adevărul cuvintelor lui Lucian Blaga, care spunea, cred că veșnicia, adică Bunul Suprem, s-a născut la sat. În al doilea rând, ne-a impresionat pe noi cântecul ei de o sensibilitate și profunzime artistică unică. O putem numi megastarul
sau marea stea a muzicii transilvane și, de ce nu, a muzicii noastre românești. Cred că mulți, ascultând-o, recunoșteau cu umilință și poate tainic exclamau fiecare la locul său: e una care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și ei, cu atât mai bine. În al treilea rând, ne-a impresionat prin povestirile ei despre satul natal, despre părinții și bunicii ei și despre copilăria ei. Crâmpeie minunate, exprimate într-un limbaj simplu și nesofisticat, încât atunci când o ascultam la aparatul de radio, eu lăcrimam, retrăind copilăria proprie, copilărie care are în ea savoarea paradisului. În al patrulea rând, ne-a impresionat și ne-a edificat doamna, nobila doamnă Valeria, prin scrierile ei, acele cărți despre datini, obiceiuri, valori și adevăruri etnice, toate scrise nu cu pixul sau cu stiloul numai, ci mai ales cu condeiul inimii sale, delicate și sensibilizate de har. Prin aceasta a dovedit că are nu numai talent în cântare, ci și talent de prozator. În ciuda emoțiilor și a trăirilor puternice, artiștii prezenți au presărat ceremonia religioasă cu momente speciale. Și n-a fost nimic obositor, chiar dacă toată lumea... Cu această ocazie am cunoscut-o pe una dintre cele mai apropiate prietene ale Valeriei, Peter Predescu. Deci, cum se vede, singuri ne aduce Dumnezeu pe pământ și singuri plecăm. Importantă este lucrarea, copiii și tot ceea ce trudim pe pământ și lăsăm. Și mai importanți sunt oamenii în mijlocul cărora am crescut. Că de fapt noi suntem mlădițe de ei crescute și toată lupta noastră pe pământ e spre a aduce tot ceea ce e frumos în Preasfântul Sat românesc. Plecăciune celor care slujesc cu credință creștinătatea neamului nostru și mult respect și neuitare pentru draga de Valeria și pentru toți colegii dragi, pentru dumneavoastră, ardelenii nemaipomeniți care se vede că ați iubit-o. Jucă-ți lume, petreșe-ți lume, lume! Jucă-ți lume, petreșe-ți lume, lume! Că eu giște